Așa, tot dragilor, pornim la treabă repede cu Cosmin. Cosmin, să zicem că îți dă funcția f de x. Da. Clasa 11-a. Așa, zicem. Recapitulare. Pentru simulare, da. Pentru simulare. Să zicem așa, să dăm matricea mare de model 1, minus 1, 2, 2, minus 1, 3, 1, 0, 1. Să facem a la a doua, egal cu cine? A la a doua egal cu... Amic, da? Prima chestie, a, 2. Da. Să vedem a la minus 1, da, cu cine este egal. Și cam asta, da? Da. Pentru a la a doua. A la a doua egal cu? A la a doua egal cu matricea 1, minus 1, 2, 2, minus 1, 3 și 1, 0, 1, înmulțită cu ea însuși, cu 1, minus 1, 2, 2, minus 1, 3, minus 1, 3 și 1, 0, 1. Da. Seara potrivă. Egal cu? Prima linie cu prima coloană, 1, 1, 1, plus minus 1, 2, minus 2, și cu minus, a, și vine minus 1 deocamdată, și da. 2, 1, 1, 2, minus 1 cu 2, 1. Deci 1. 1. După, următoarea linie cu următoarea coloană, minus 1, 1 ori minus 1, minus 1, minus 1 ori minus 1, 1, adică 2 până acum? Nu. Păi minus 1 plus 1, a, 0. A, e 0, da. Și 2 ori 1, 0. 0. 0. 0. 2 ori 1, 2, plus 6. Nu. 2, minus 3. A, da, e minus 3. Deci 2 minus 3 face minus 1. Minus. Și cu 2, minus 1 plus 2. Minus 1, minus 1 și cu 2, 1. Minus 1, da? Și cu 2? Minus 1 și cu 2, 1. 1. Acum, tot prima, acum a doua linie. A doua linie cu prima coloană. 2 ori 1, 2. 2. Și minus cu 2. Minus 2, 0. Și cu 3, 3. 3. 2 ori minus 1, minus 2. 2. Cu 1. Bă, minus 2 plus 1, minus 1. Și minus 1, 3 ori 0, 0. Da. Minus 1. După, 3 ori 2, 6. Nu. Stai, cum, pardon. 2 ori 2, 2 4, 4. Și cu minus 3. Și cu minus 3, 1. 1 și cu 3, 3. Minus 3, 0. Nu. Păi 1 și cu 3? Ai, 1 și bă, 4. 4. 1. 1. 0. Da. Și 1. 1. 2. Da. După, minus 1, 0, 0 și 0, ai cu minus 1, după 2, 0 și 1, 3. Asta este a pătrat, da? De mulțit două matrici, da. Nu? A la a doua. Aici am să iau o altă matrice. E matricea mare egal cu 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Și vreau să găsim matricea A la N. A la N cu cine? Cum arată? Pentru asta facem A la a doua, A la a treia, da? Să vedem cam cum arată. Să intuim cum apar termenii și-l vreau. A la a doua egal cu matricea. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 1, înmulțit cu matricea 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 1.
egal cu. Prima linie cu prima coloană. 1. Prima linie cu a doua coloană. 1, 1, 2. Parcă vine, nu? Da. 2. Prima linie cu... face 2, 1 și cu 2, 5. Corect. Acum, a doua linie. 0 ori 1, 0, 1 ori 1. 1, 1 ori 0. Da, 1 ori 0. 0 ori 0, 0. Deci este 0, nu? Acum, asta cu cealaltă. 0 ori 0, 1 ori 1. 1 ori 1. 1 ori 0, 0. Da. Rămâne 1. Asta de aici cu asta. Da. 0 ori 2, 2 0, 0, 1 ori 1, 1, da. Și 1 ori 1, 1, 1, 1, 2. Deci 2, da. Și a treia? Linie, 0 ori 1, 0, 0 ori 0, 0, 0 ori 0. Deci 0. 0 ori 1, 0, 0 ori 1, 0, 1 ori 0, 0. Da. 0 ori 2, 0, 0 ori 1, 0, 1 ori 1, 1. 1. Deci așa arată ala a doua. Ala a treia cum va arăta? Va fi ala a doua ori A și va însemna 1, 2, 5, 1, 2, 5, 0, 1, 2, 0, 0, 1, ori matricea 1, 1, 2, 0, 1, 1 și 0, 0, 1. Și egal cu? Cu matricea 1 ori 1 e 1, plus 2 ori 0 e 0, 5 ori 1. Deci 1 rămâne. 1 ori 1 e 1, 2 ori 1 e 2, adică 3, 5 ori 1 e 5, 3 și cu 5, 8. Cum ai făcut așa? Nu, a doua dă 3. Păi prima linie cu a doua coloană, da? Deci 1, 1 2, 1, 5 ori 0, 0. Da? Deci rămâne 3. Și în sfârșit acum aici. 1 ori 2. 2 și cu 2, 4 și cu 5, 9. Acum linia a doua cu perentul fiecare coloană 0, 0, 0. 0. 0, 1, da? Uite cum fac eu cu plăsminit asta. 0, 1, 0. Deci 1. Da. Tot linia a doua cu 0, 1 și cu 2, 3. 0, nu? 0, 0, 0, 0. 0, 0, și 0. Și acum 0, 0, 1. Ce observăm? Când am ridicat la a doua, apare tot 1 pe diagonală, în partea asta stângă 0 ori, în partea dreaptă 2, paralela la diagonală, diagonală principală e 2, și în colț aici e 5. Când am ridicat la a treia, mi-apare tot 1, dedesubt 0 ori, aici are 3. Da. Și aici 9. La 4 cum ar arăta? Ia să văd. Ala a 4 ar arăta ca formă finală după 1, ce s-o... 1, 3. 1, nu 3 va fi. Nu, deci dacă la, la, la 3 a fost 3. Va fi 4, 1, 4. 1, 4 și ce-o fi aici? X indice 4. 4, da. Un, și, un termen X indice 4, nu mai am nicio rețetă. Da. După 0, 0, 1, 1 4, 4, 0, 0, 0 și 1. Așa ar arăta la 4. La 5 cum ar arăta? A, la 5, 1, 5, 5 X indice 5, 5, 5, 0, 1, 5 și 0, 0, 1. 0, 0, 1. În general, la puterea K, ala K, va arăta cum?
K, X indice K. 0, 1, K. 0, 0, 1. Și ala puterea K plus 1 ar arăta 1, K plus 1, X indice K plus 1, 0, 1, K plus 1, 0, 0, 1. Dar A la puterea K plus 1, A la K plus 1, se obține din A la K, ori A. Și egal cu A la K pe care l-am intuit de forma asta. 1 K, X indice K. X indice K, 0, 1 K. Da. 0, 0, 1. 0, 0, 1. I-am dat drumul sau am pățit? Da, i-am dat. 0, 0, 1. Ori A. Ori matricea A, care este 1, 1, 2, 0, 1, 1 și 0, 0, 1. Și cam mai departe cu 1. 1, când luăm prima, cu prima coloană face 1. Că vine 1 și cu 0 și cu 0. Păi K plus 1. Apoi K plus 1. Din ce motiv? Prima linie cu coloana asta și face K plus 1. Apoi 2 plus... 2 plus K plus X indice K. Azi nu se zic X indice K plus 2 plus K, nu? Sau da. X indice K plus K plus 2. Apoi linia a doua cu prima coloană face 0. Linia a doua cu coloana a doua face 1. Și linia a doua cu coloana asta face K plus 1 aici. Linia a treia cu prima 0. Linia a treia cu linia 0. Cu coloana 0. Și 1 aici. Dar A la K plus 1 este, trebuie să fie egală cu asta de aici. Egal cu 1, K plus 1, X indice K plus 1, 0, 1, K plus 1, 0, 0, 1. Când două matrici sunt egale? Când fiecare. Deci, matricea asta care a obținut-o muncind, trebuie să fie egal cu asta care am intuit-o. Două matrici sunt egale când elementele de pe poziție sunt egale element cu element. Deci este așa, K plus 1, K plus 1. Ăsta de aici trebuie să fie cât ăsta de aici. Da? Deci constatăm că doar în colțul acela e o problemă. Și atunci, X indice K plus 1, deci am constatat că X indice K plus 1 este egal cu X indice K plus K plus 2, parcă, nu? X indice K plus 1 egal cu X indice K plus 2 plus K plus 2 acolo. Da. Dacă lămurim povestea acelui șir de acolo, am rezolvat problema la N, în general, că la N știm cum va fi. Va fi 1 pe diagonală, N, N și C cu colțul de acolo. Trebuie să reușim să-l... Ei, pentru treaba asta, o să încercăm să înțelegem cum se generează șirul acela. Deci, practic, este un șir de numere în care primul X, șirul Xn sună așa. Șirul Xn e de formă. Primul termen al șirului este 2. Când se dă la întâia, 2, da? Da. Este X1, practic, ăsta. Când am făcut la a doua, mi-a dat 5. Deci 2, 5, apoi parcă 9 și mai departe.
XK, următorul ar fi XK plus 1 și mai departe. Avem însă o legătură între termenii șirului. Că următorul, XK plus 1, înseamnă cel din față, plus K-ul și plus 2. Da? Deci X indice K plus 1 este egal cu ăsta din față, X indice K, plus K și plus 2. Cum ar veni? Ăsta este X indice care este 2, nu? X indice 3 este ăsta. Cum ar veni așa? Dacă pe K l-am face 1, pentru K egal cu 1, ar veni X indice 1 și cu 1 face X2, egal cu X1 plus 1 și cu 2, nu? Deci plus 3. Echivalent cum ar fi? Că X2-ul se obține din X1, în cazul nostru din 2, plus 2 plus 3 vine. Și 2 și cu 3 face 5. Este adevărat. Da. Da? Deci e corect. Da. Relația asta care am descoperit-o e bună. Ia să mai vedem și pentru K egal cu 2, dacă e curge frumos. Pentru K egal cu 2, X care vine, 2 și cu 1, 3, X3, egal cu X2 ăla din față, plus K care K acum e 2, plus 2. Dar X2 este 5 plus 4 și 9. Bună, deșteaptă treaba. Înseamnă că îl putem găsi pe următorul, pentru că egal cu 3, X4 egal cu X3 plus 3 plus 2. X3-ul care l-am fost găsit mai înainte e 9 plus 5. Și va fi 14. Nu l-am făcut. Dar 14 va fi în colțul acela când facem a la cât a? A la 4. Da? 14 va fi. Și mai departe. Înseamnă că e o treabă deșteaptă. Merită să ne ocupăm de șirul, de relația asta, se cheamă asta relații de recurență între termeni șirului. Și încercăm să vedem dacă putem găsi forma termenului general. Deci acum noua poveste este găsirea termenului general din recurență. Deci, zicem, șirul Xn, șirul Xn este dat prin recurența. Eu pot să lucrez pe K cu N acolo, nu? Deci, șirul Xn da, Xn e dat așa. Xn, două Xn, două puncte. E dat în felul ăsta. X indice n plus 1, adică luat de capul n, n, x n plus 1, egal cu x n din fața sa, plus n plus 2. Cu x1, primul termen la pornire, x1 egal cu 2. Da? X1 egal cu 2. Și problema se pune să găsesc forma termenului general al șirului, plecând de la relația de recurență. Am relația de recurență și mă interesează forma termenului general. Aici, asta se mai poate scrie echivalent, duc pe xn în stânga și vine xn plus 1 minus xn egal cu n plus 2. Și ea poate fi scrisă particular în variantele. Pentru K egal cu 1, pentru N egal cu 1, ea devine. Ce devine pentru N egal cu 1? X2 minus X1 egal cu 1 plus 1. 1 plus 2, pardon. 1 plus 2. Pentru N egal cu 2, ea devine X indice 3 minus X2. Uitați, dacă locuim din n cu 2 și osmenit, vine 2 și cu 1, 3, x3 minus x2, egal cu 2, că n-ul e 2 făcut, 2 plus 2. Pentru n egal cu 3, ea devine x4 minus x3
egal cu 3 plus 2. Pentru n egal cu 4, devine x 4 plus 2. Și așa mai departe, puncte, puncte. Pentru varianta al n, devine x n plus 1. Da? Minus x n. Este scris x n plus 1 minus x n egal cu n plus 2. Trag linii și le adun. Când o să le adun pe membru stâng de o parte și membru drept de o parte, apare x2 minus x2, se reduc. E unul cu plus, altul cu minus. X3 minus x3, x4 minus x4, x5 cu mașina ar veni, xn cu ceva mai veni acolo. Da? Se reduce de 2. Minus x1... Și vine x indice n plus 1, x n plus 1, minus x1. Da? Deci urmează x n plus 1, minus x1, atât o rămasă n plus stâng, egal cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus n, adică ăștia, 1 plus 2 plus 3 plus n, plus 2, câți de al de 2 sunt? N. 1, 2, 3, plus 2, n. Câți? N de al de 2, plus 2 n. Și apare că x indice n plus 1, xn plus 1, minus x1 pe care îl știm, minus 2, egal cu 1 plus 2 plus 3 plus n, este suma... N pe lângă n plus 1 pe 2. N pe lângă n plus 1, totul pe 2. Și plus 2, n. Da? N pe lângă n plus 1 pe 2, plus 2, n. Aduc la același numitor, aici. Și egal cu n pe lângă n plus 1, plus 4, n. Totul pe 2. Și apare că x indice n plus 1 egal cu 2 plus n pătrat plus n pe n plus 1 plus 4 n, pot să scot pe n în factor comun. Deci n pe lângă n n plus 1 plus 4. Da. N plus 1 și plus 4, n plus 5. Da. Pe lângă n plus 5, totul pe 2. Deci iată că am găsit că x indice n plus 1 arată ca formă 2 plus n pe lângă n plus 5, totul pe 2. Așa arată x indice n plus 1. Dacă vreau pe x indice n, așa mă interesează, dau cu o unitate înapoi. Nu, da, 2 rămâne, că 2 rămâne. Numai în loc de n, pun n minus 1 acum. N minus 1. Deci plus n minus 1, pe lângă n minus 1 plus 5, n plus 4, totul pe 2. Asta e forma termenului general. Deci, pentru matricea A la n, vom spune, A la n arată așa. 1, n, și aici în colț l-am găsit. 2 plus n minus 1 pe lângă n plus 4, totul pe 2. 0, 1, n și 0, 0, 1. Arată, iată, matricea la n pusă la punct, găsită foarte, foarte clar. Vreți să ne convingem că e bine? Iată, pentru n egal cu 1, A la întâia, adică A, arată de forma 1, în loc de n punem 1, 1, în loc de n punem 1, 1 minus 1, că face și 0, 0, 0, 0, rămâne 2, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, da? 0, 1, nu e bine. Și în capătul. Și aici e 1. Adică tocmai matricea dată la început. Nu? Asta când a fost A, când a fost n egal cu 1. Pentru n egal cu 2, înlocuim pe n cu 2 aici și va veni
2 plus 4 fac 6, 6 împărțit la 2 fac 3, 2 și cu 3 face 5. Știți, gândi că era 5. Da. Pentru n egal cu 3, va veni 3 minus 1, 2. Și aici, cât ați zis, 3 și cu 4, 7 și cu 2, 9. Da? Deci e clar că lucrează foarte bine. Acum am finalizat exercițiul. Când am găsit colțul ăla care lucra destul de dezordonat. Deci când am făcut matricea la a doua, la a treia, la a patra, am sesizat că forma este cam aceeași, paralela asta respectă indicele, dar în colț erau numere care săreau de aiurea, de tipul, cum a fost șirul acela. 2, 5, 9, 14 și mai departe. Și atunci, băi, e o șir ăla de termen. Nu știu cum să spun. Când ridic la puterea K, am X indice K. Când ridic la puterea K plus 1, X indice K plus 1. Legătura care se găsește și de acolo s-a așezat foarte bine, am găsit forma termenului general. Nu? Ați văzut un exercițiu interesant în care am pus la aici ce? Ce problemă am pus? Problema înmulțirii matricilor. Da? Mulțirea două matrici. Și când două matrici sunt egale, de acolo, iarăși, și colțul acela m-a dus spre șiruri, șiruri dat pe recurență, găsirea formei din recurență, forma termenului general și de acolo toate lucrurile au căpătat un răspuns. Și acum să vedem o altă poveste. Aș vrea să facem a la minus 1, să vedem și matricea a la minus 1 pentru modelul ăsta. Am chinuit o matrice într-o seară să aflăm a la minus 1 și l-am mai putut afla, țineți minte? Făceam o greșeală acolo, parcă și-am făcut. Cu mine. Tu erai tu și cu... Ce? Și cu... Tibi. Așa. Și-a apărut un mesaj scris la film. Voi nu vă uitați pe internet, n-aveți voi treabă. La lecția asta și mi-a spus cineva. Domnul profesor, ați greșit de puțin. Ceilalți, cei doi care stăteau acolo în bancă, stăteau degeaba. Zice, pur și simplu, nu-i interesa. Este mesajul, scris, vedeți acolo. Și-am scris de acolo, acolo și am pus cu minus. Când am reluat matricea. La un element am pus minus. Și acela a stricat tot. Ne chinuiam, noi ne uitam la ăsta care aveam scris aici. Transcris de acolo. Așa că v-a apostrofat cel care a comentat, pentru că a văzut că eu eram frânt de oboseală, cum de fapt se întâmplă la sfârșitul zilei, și nu am văzut să-mi greșeala că am trecut matricea de acolo, din coace cu se schimbat, cu un semn la un termen. Deci A mare, egal cu matricea, să spunem, 1, 0, 1, minus 1, 2, 0, 0, 1, minus 1. Ei, vreau să găsim A la minus 1. A mare la minus 1, egal cu 1 pe det de A. Țineți minte, da? Ori A stelat. 1 pe det de A, ori A stelat. Astelat se obține din A transpus. Da? Mai întâi facem A transpus, care înseamnă liniile, le facem coloane. Deci vine 1, 0, 1, minus 1, 2, 0, 0, 1, minus 1. Și acum trebuie să facem și det de A. Det de A, trebuie neapărat, era egal cu determinantul, e un număr atașat matricii. Și ne uităm aici, ar fi minus 2. Deodată să facem, da? Da. Det de A egal cu... Minus 2. Deci minus 1, 1, 0, 1. Minus 1, dacă am apucat de plus bară. 0, 1 și minus 1. Și face cât ai zis? Minus 3. Ia să vedem, face minus 2 odată aici, nu? Minus 2, paralela
minus 1. Paralel celălalt face 0. Asta face 0. Aici face 0 și aici face 0. Deci minus 3. Egal cu minus 3. Profesor, da, astelat. Eu știam că se face altfel. Dar n-am făcut astelat. A, că ați spus, am transpus. Am... Din a transpus, de acum se zău îl face. Păi, a, știu ce. Da? Nu așa spune? Ba, da. Deci a stelat se obține din a transpus și la care conțin, luăm comprimenții algebrice acolo, da? Și zicem, a stelat egal cu a stelat egal cu ce facem? Luăm, deci ajungem la matricea în felul următor. A 1, 1 parcă ziceți, da. Așa. A 1, 1 egal cu determinantul egal cu minus 1 la puterea, mai întâi, minus 1 la puterea 1 plus 1, ori determinantul pe linia și coloana acestuia, da. Linia și coloana, și ne rămâne 2, 1, 2, 1, 0, minus 1. Și egal cu 1, și face minus 2 aici, nu? Da, 1, da, minus 2. Minus 2. Așa punem minus 2. Da. A 1, 1, 2. 1, 2, da? Egal cu minus... Egal cu minus 1 la puterea 1 plus 2, ori determinat, tăiem prima linie. Prima minus 1, 0, minus... Facem cruce pe minus 1. Da. Da. Și-a dat 0, 1, 1, minus 1. 0, 1, 1, minus 1. Și ca valoare face minus 1. Minus 1, nu? Da. Și minusul din față face 1. Da. Am și minusul de aici. 1. Și A1, 3. A1, 3. Egal cu minus 1 la puterea 1 plus 3. Ori determinat din prima linie și colo. Prima linie și coloana. Adică minus 1, 2. Minus deci cât face? 0, 2, nu? Da, 0, 0, 2, 1, 0. 0. Determinatul ăsta, 0, 2, 1, 0. Da. Uite, înțelegi... Prima linie și a treia coloană. Deci stai, faci cruce pe 0 ăsta. Ah, da, da. Deci faci cruce pe ăsta. Da, da. Deci pe elementul ăsta, 1, 3, asta e poziția, faci cruce și-l tai așa imaginat. Da. Și atunci vine 0, 2, 1, 1 0. Da. 0, 2, 1, 0. Și face... No, minus 2. Minus 2. Că aici în față face da, plus. Minus 2. Și A1, A2, 1. A2, 1. Egal cu minus 1 la puterea... Deci tăiem linia și coloana minus 1 la puterea... Minus 1 la puterea 2 plus 1. Da. Ori determinat din... Tai linia și coloana lui. A, linia și coloana lui. A2, 2, 1... Nu, păi dacă îi tăia linia și coloana lui 0, minus 1, 0, minus 1, 0, 0 și minus 1. Aici trebuie să fie foarte atent, da? Da. Deci, vreau să-l obțin în locul ăsta. Fac așa cruce imaginară, am tăiat linia și coloana lui și m-a rămas, ce m-a rămas? M-a rămas minus 1, 0, 0, minus 1. Și aici, diagonala principală, minus diagonala secundară. Minus 1. Minus 1. Da? Deci minus 1 este. A2, 2. A2, 2 este egal cu minus 1 la puterea 2 plus 2 înmulțit cu tai linia și coloana lui 2. Asta e A2, 2. Deci vine 1, 0. 1, minus 1. Deci 1, 0, 1, minus 1. Și minus 1. Și face ca rezultat minus 1. Da? Minus 1. Minus 1. Și linia și coloana celuilalt. A, 2, 3. A, 2, 3, da. Minus 1 la puterea 2 plus 3. Ori determinant din... 1, minus 1, 1, 0. Da. 1 minus 1, 1, 0. 1 minus 1, 1, 0. Va fi minus
va face 1 minus 1 și cu minus 10 face plus 1. Păi nu, că dacă luăm cu semn... Păi diagonala principală, da, minus secundară și minus secundară face plus 1. Minus, da. Plus 1 și cu minus 1 în față, minus 1. Da. Deci minus 1. Da? E zis bine, poate. Deci minus asta și cu minusul din formulă face plus 1 și, da, cu minusul din față minus 1. Deci minus 1. A, 2, 3, A, 3, 1. Este minus 1 la puterea 3 plus 1 ori determinantul. Termină și coloana lui 1. Minus 1, 0, 2, 1. Minus 1, 0. A 3, 1 se de la? Minus 1, ai zis? 0. 3. Minus 1, 0. 2, 1. 2, 1, da. Minus 1, 0, 2, 1. Și face? Minus 1. Face minus 1 aici, 0 am scăpat, minus 1 și cu minus, nu, minus 1, că aici face plus. Minus 1. A, 3, 2. Egal cu minus 1 la puterea 3 plus 2. Înmulțit cu? Minus 1 la 3 plus 2. Da? Deci facem termenea și coloana și face 1 minus 0. Da, linia 3 a coloana. A, da. 3, 2, da? 1, 0, 1, minus 1. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Da, da, da. 1, 0. 0, 1. 1, 0, 0, 1. Și face 1 minus 1. Minus 1, da. Minus 1. Și în sfârșit, tai linia și coloana astea și face 2. Da. Și minus 1 la 2, 3 plus 3, plus, deci rămâne 2. 2. Așa. Și rămâne, iată, 2. Asta este valoarea lui A steluță. Și atunci la minus 1 va face egal cu 1 supra det de A. Cât este det de A? Determinantul de A era minus 3. Deci 1 supra minus 3, înmulțit cu ce am găsit acum, cu minus 2, 1, minus 2, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 2. Așa arată și putem scoate pe minus în față. Da. Atenție, și va ieși 1 pe 3, deci egal cu 1 pe 3. Pe lângă matricea, 2, minus 1, 2, 1, 1, 1, și 1, 1, minus 2. Așa arată A la minus 1. Că am făcut o treabă bună, A la minus 1 mulțim cu A și trebuie să dea matricea unitate. Abia atunci spunem că am găsit corect. Așa. Mă gândesc acum să mai facem... ne șasem toate la o funcție. Eu mă gândeam să facem un sistem din acela. Sunt dați, știi că, știți că sunt cerințe, dacă este compatibil nedeterminat, pe, să lucrăm într-un sistem, tot așa, Cramer. Da, și să facem... Cramer, să... Să, deci să luăm un sistem și pe care să facem discuția după, da, un parametru, nu? Da. Introducem un parametru și facem chestia aceea. Bun. Nu și ce mai... Geometria analitică... Ai, nu ai, nu. Ai făcut anul trecut, parcă. Bun. Dar să știi că poate să fie materia dintr-a noua început. Da, păi am văzut. Ai văzut, nu? Ai văzut așa ceva. Deci acela, acea discuție ai vrea, ai dori o final. Salut, bună, salut!
are simulare? Am da. Suntem în seara să vedeți cu subiectul, din ce, ce a conținut el. Da. Să zicem, îmi dai un sistem, tu nu? Vă dau eu? Hai să vă dau eu. X minus 2, Y minus 2, Z. X minus 2, Y minus 2, Z. Egal cu 4. Da. 3x plus y plus mz egal cu 4. Da. Stai da. Și 3x minus y plus z egal minus y plus z egal cu p. Da. Sunt de plan. Și m și p sunt niște parametri real. Real, da. Și nu sunt mai multe noțiuni. De exemplu, să studieze compatibilitatea, da. Să se determine parametrii astfel încât sistemul să fie simplu nedeterminat. Compatibil, simplu nedeterminat, da. Da. Să fie sistem incompatibil. Bun, hai să începem discuția. Mai întâi, fiind un sistem pătratic, numărul ecuațiilor egal cu numărul necunoscutelor, problema este să vedem dacă el poate fi rezolvat prin cramare. Facem matematică. O secundă. Când este de rezolvat prin cramare? Dacă determinatul matricii atașate este diferit de 0. Că putem vorbi de delta S, nu? Deci, zicem așa, matricea mare egal cu 1 minus 2 minus 2 3, 1, m, 3, minus 1 și 1. Asta e matricea. Atașată coeficienților. Și acum, det de A este determinantul. 1, minus 2, minus 2, 3, 1, m, și 3, minus 1, 1. Și egal cu 1 minus 6m minus 6m, da. Plus 6 plus 6 plus 6 iar plus 6, da. Plus m plus m, da. Plus 6 plus 6, da. 19 minus 5m și egal cu 6 ori 3, 18 și 1, 19 minus 5M. 5M. Ei, deci știm că X egal cu det de A indice X supra det de A. Nu știu cum da, det de A sau delta A? Delta X, delta Y, delta Z și delta. Notați cu delta numărul atașant da. Încât X-ul spuneți egal cu delta X supra delta determinantului A. Ziceți de A. Da, așa. Aici aici determinant. De A, așa. Ei, există X-ul dacă de A diferit de 0. Atunci de aici vine. De asta e motivul. Da. Da. Deci există X virgulă Y virgulă Z și spune sistemul este compatibil determinat, adică găsești pe soluțiile astea X, Y, Z, da? Dacă și numai dacă, det de A diferit de 0. Și atunci e rezolvat prin cramă, nu? Da. Găsim pe X, Y, Z concret. Și când det diferit de 0, ca și m-aș spune că 19 minus 5M diferit de 0. Echivalent cu a spune 5M diferit de 19. Adică M diferit, diferit de 19 pe 5. 19 pe 5. M diferit de 19 pe 5. Și discuția începe așa. Cazul întâi. Dacă M
diferit de... Diferit, nu? Diferit. Da, diferit. Diferit de 19 pe 5. Rezultă sistem compatibil determinat Cramer. Și găsești X-ul, Y-ul, Z-ul, da. E compatibil determinat și ai pus mâna pe X, Y și Z. Da. Cazul 2. Dacă e egal cu 19 pe 5, atunci det de a este egal cu 0 și sistemul devine. Sistemul devine. Scrim ce devine sistemul. Îl vedem așa repede în fața ochilor. X minus 2Y. X minus 2Y minus 2Z egal cu 4. Apoi. X plus Y plus 19 pe 5 ori Z. 19 Z face. 19 Z supra 5 egal cu 4. Și 3X minus Y plus Z egal cu P. Egal cu P. Sigur, dacă faci indeterminatul aici, va face 0. Da. De așa, de modul ăsta l-am găsit pe M acolo. Atunci, căutăm din matricea asta cu coeficienților, scriu și matricea repede, A mare arată acum așa. 1 minus 2 minus 2. 3, 1, 19 pe 5. 3, 1, cât? 3, 1, 19 pe 5. Da. 3 minus 1, 1. Da. Și determinantul său, deci este 0, sigur. Căutăm un determinant de ordin 2 acum. Deci căutăm un determinant de ordin 2. Diferit de 0 din cadrul matricei acelea. Da. Și îl vedem foarte repede. Ăsta din colțul de sus. Deci notăm delta principal. Delta principal egal cu determinantul pe care l-am luat. 1 minus. Cu M. Cu M? Da. Delta. Nu. Nu, fără delta, mă, simplu. Mă, așa? Așa. Dar mă, ăsta o să confund cu mă, de aici. Da. Delta, ai notează acum așa, da. Delta principal, adică a determinat-o acesta, da. Principal care l-a luat, da? Delta P, 1 minus 2, 3, 1, care e diferit de 0, că face 1 minus 6 și face 7, e diferit de 0, da? Da. Restul că matricea A este mai mare sau egal decât rangul. Rangul matricei este mai mare sau egal decât 2. Deci rangul este acum 2. Este 2 pentru că am găsit un determinant de ordin 2 diferit de 0. Da. Și nu intră în componența asta, parametru, nu am nicio chestie. Rangul e 2. Deci de aici rezultă că rangul lui A, rang lui A, egal cu 2. Da? Fiindcă am găsit un determinant de ordin 2. Dacă toți de ordin 2 ar fost 0, atunci am deducem la un rang, căutam un determinant mai mic decât 2. Da. De ordinul 1, să zicem atunci. Ei, ce face acest determinant de ordin 2? Liniile din el, din cadrul lui, adică 1 și minus 2 și 3 și 1, care provin de la ecuația a întâi și a doua, sunt liniile, ne indică ecuațiile principale. Deci de aici rezultă că 1 roman și 2 roman, anotez pe asta cu 1, asta cu 2 și asta cu 3, da? 1 și 2 sunt ecuații principale. Iar 3 este ecuație secundară. Coloanele care sunt în determinantul principal, adică coloana lui X asta și asta lui Y, da. Sunt necunoscute principale, iar Z-ul care nu intră, necunoscute secundare. Da? Deci tot aici îmi indică X și Y necunoscute principale, iar Z, necunoscută, secundară.
recapitulăm. Deci dacă mâi diferit de 19 pe 5, sistemul este compatibil determinat, se rezolvă prin Cramer și mergem și găsim x, y și z. Dacă e egal cu 19 pe 5, sistemul, rangul lui A nu mai rămâne 3, ci rangul lui A scade cu unitate, cel puțin, dacă găsesc un determinat de ordin 2, diferit de 0. Și noi l-am găsit. El ne indică, liniile de aici indică linii, ecuația principală, cea care nu-i prinsă e ecuația secundară, coloanele de aici, coloanele principale, necunoscute principale, iar cea care nu-i prinsă secundară. Și acum, scriu ce devine sistemul, noul sistem, în noua situație, luând numai ecuațiile principale. Deci sistemul pe care îl avem este următor acum. X minus 2Y egal cu 4 plus 2Z. Atenție, secundarea sunt dreapta. Da. Așa. 3X plus Y egal cu 4 minus 19 pe 5Z. 4 minus 19 pe 5Z. Și acum ne apucăm de lucru la sistemul acesta și găsim pe X și Y funcții de Z. Da? Deci găsim pe X și Y. Deci spunem, se găsesc X-ul și Y funcție de Z. Deci nu mai sunt fixe soluțiile, ci sunt funcție de Z. Da? Dar după ce găsim pe X și Y, trebuie să ne ducem în ecuația secundară să verificăm. Și dacă verific ecuația secundară, atunci spunem că am soluție X și Y, funcție de Z, deci sistemul este compatibil. Da. Deci după ce verific ecuația secundară, spun că sistemul este compatibil, nedeterminat. De ce e nedeterminat? Pentru că soluția depinde de Z. Da? Poți să notezi asta. Da. Deci după ce găsim, după ce găsim pe X, virgulă Y, din sistemul ăsta, din sistemul 1, hai să luăm cu 1, din sistemul 1, înlocuim în ecuația a treia. Da. Și dacă aceasta este verificată, spunem că sistemul este compatibil. Compatibil, da? Este compatibil, nedeterminat, fiindcă depinde de necunoscuta Z. Compatibil, nedeterminat, deoarece depinde de necunoscuta Z. Dacă a treia ecuație, sublinează, dacă a treia ecuație nu este, adică a treia cu una singură ne-a rămas, dacă a treia ecuație nu este verificată, spune că sistemul este incompatibil. Incompatibil, nu mai e. Incompatibil, adică nerezolvabil. Determinat sau nedeterminat, spunem da, în cazul în care găsim soluția. În cazul de compatibilitate. Da. Și acum să găsesc o șmecherie. Adică eu muncesc de aici și găsesc necunoscutiri și mă duc în ecuațiile secundare. Dacă cumva sunt secundare, două, trei, muncesc și dacă una din ele secundară nu e verificată, e incompatibil și am terminat. Deci n-ar fi mai bine să verificăm fără să rezolvăm? Fii atent și trăsnită ideea. N-ar fi mai bine să verificăm în ecuația secundară fără să ne apucăm să rezolvăm sistemul? Ar fi mai interesant, n-aș mai pierde timpul să muncesc. Acum să mă apuc. Fac delta X, delta Y, fac X-ul și Y prin Cramer, practic. Cam voie să am șanse, pentru că determinantul e diferit de 0. Cât e determinantul principal? 7. Și fac x egal cu delta x pe 7, y egal cu delta z pe 7 și găsesc pe x și pe y funcții de z. Și cu acele mă duc în ecuația, am situația fericită că am o singură ecuație secundară. Da. Dacă aș fi avut mai multe ecuații secundare, se poate întâmpla o situație de asta gravă, în condițiile acelea, una din ele, după verificare, nu verifică, nu este verificată așa, degeaba am muncit. Să spun că este incompatibil. Și-a pus problema să verificăm ecuațiile secundare. Scrie, vom încerca să verificăm ecuațiile secundare
vom încerca să verificăm ecuațiile secundare fără să găsim, fără să rezolvăm sistemul. Fără să rezolvăm sistemul 1. Asta rușie ne ajută. Deci rușie ne ajută. Asta e smecherea rușie. El asta ne rezolvă. Spune, ce să mai munciți voi, vă bateți capul cu toată treaba asta. A verifica ecuația asta secundară însemna a face un determinat caracteristic. Da? Deci, spune, a verifica ecuațiile secundare înseamnă a face determinanții caracteristici. Pentru fiecare ecuație în parte. Pentru fiecare ecuație secundară în parte. Înseamnă a face determinanții caracteristici pentru fiecare ecuație secundară în parte. E, și acum să o facem și noi. Câți determinanți caracteristici avem aici? Păi dacă este o singură ecuație secundară? Un singur determinant, da. De. În cazul nostru, chiar scrieți. În cazul nostru avem un singur determinant caracteristic. În cazul nostru avem un singur determinant caracteristic. Și acest determinant caracteristic, delta C, 1 așa notam eu, nu știu cum îl notați voi, primul determinant caracteristic, delta C1, se obține din determinantul principal, adică 1 minus 2, 3, 1, la care se adaugă ecuația secundară, 3 minus 1, deci atenție, 3 minus 1, dar a pentru x și pentru y, da? Da. Și coloana termenilor liberi corespunzători. Coloana termenilor liberi corespunzători 4, 4P. Și egal acum cu. Lucrăm. Egal cu. Egal cu P. P. Minus 12. Suntem atenți, da? Da. 12. Minus, iarăși. 8 ori 3, 24. Minus 24. Minus 12. Plus 4. Plus 4 sau minus 4? Minus 4 vine. E minus secundară. Nu așa a fost asta? 4 ori 4 ori 1. Da, e minus 3. Am greșit ceva? Dar nu e 3 minus 1 pe... 3, 3, 1, văd eu. 3, 1. Le iau, luăm încă dat. Mă refer la ultima linie. 3, minus 1, ai dreptate. 3 minus 1, da. 3 minus 1. Minus... Da. Foarte bine că ai insistat, că nu am... Deci, pe... Deci vine că P. Minus 12. Minus 2 ori 4 ori 3. Minus 2 ori 4. 8 ori 3 e 24. E minus 24. Care l-am scris. Minus 3 ori 4 ori minus 1. Minus 12, minus nu? Minus 12, da. Și minus 24. Da. Minus 12 este acolo la secundară. Plus 4. Plus 4, da. Aici a fost. Aici ne oprisem noi. Și plus 6P. Și egal mai departe cu 7P. Minus 48 plus 4, minus 52. Deci minus 48 plus 4. Da, da. E bine, da? Da. Minus 44. Ei, și trebuie verificată ecuația asta, adică trebuie să fie egal cu 0.
Da? Deci delta caracteristic trebuie să fie egal cu 0 ca să fie verificată. A spune că e verificată este ca și cum ar spune determinantul ăsta să facă 0. Și de aici face 0 dacă și numai dacă P egal cu 44 pe 7. Deci, în cazului 2, pentru cazul 2, avem acolo 2A, adică 2A indice A, un subcaz. Da. Care spune, dacă P egal cu 44 pe 7, rezultă delta caracteristică asta, U1, că e singurul, e 0. Și atunci sistemul este compatibil, sistem compatibil, paranteză poți să spui, ecuația a treia secundară a fost verificată, de-aia spune că e compatibil, ecuația a treia a fost verificată, da. Nedeterminat, compatibil, nedeterminat. Nedeterminat pentru că X-ul și Y-ul depind de Z. Avem necunoscută secundară. Deci dacă P-ul e 44 pe 7, delta C deși 0 înseamnă, ecuația trebuie a fost verificată, semnul este compatibil, nedeterminat, pentru că rangul e mai mic decât 3. Și am pe Z necunoscută secundară. Deci X-ul și Y-ul depind de Z. Iar dacă 2B, dacă P-ul e diferit de 44 pe 7, înseamnă că delta caracteristic e diferit de 0. Înseamnă că, de fapt, ecuația a treia nu e verificată, nu este verificată. Da. Sistemul este incompatibil și terminat, nu se mai poate, nu se rezolvă. Da. Adică ecuații două sunt incompatibile. A treia asta e incompatibil cu celelalte două. Una împotriva celelalte. Și spune că sistemul este incompatibil, nerezolvabil. Și terminat discuția. Vezi, aici am purtat discuția foarte atent așa azi. Dacă mă indiferent de 19 pe 5, se întâmplă sistemul e Cramer și indiferent de P. Dacă mă e 19 pe 5, am două subcazuri. După P acum discuția. Dacă P e 44 pe 7, sistemul e compatibil nedeterminat, iar dacă P e diferit de 47 pe 4, sistemul este incompatibil. Și terminat discuția. Limpede? Deci rușine ajută foarte mult. Trebuie să spun că manuale și toți ceilalți spun așa. Să fac determinanți caracteristici, dacă toți determinanți caracteristici sunt nuli, sistemul este compatibil. Da? Dacă toți de toți. Dar nu se înțelege în esență. Și nu se încearcă să se explice clar. Altfel, dacă nu l-am fi cunoscut pe Rușe, și Rușe nu ne-ar fi spus asta, am fi trebuit să facem ce? Găseam pe X și pe Y din primele două ecuații, deci cum am spus, și mergeam cu X-ul și Y și verificam în a treia, și verificarea aceea îmi spunea P-ul egal cu cât? Mă duceam la P egal cu 44 pe 7, cel unde o să fie 0 acolo. Da. Și dacă da, înseamnă că e verificată. Deci sistemul este compatibil. Și X-ul și Y-ul găsit sunt bune. Dacă P-ul e diferit, înseamnă că ecuația trebuie nu-i verificată și sistemul e incompatibil. Dar de ce să muncim așa? Că numai discuția ni se cere, să zicem. Atunci, facem determinantul, după ce am găsit principalul, facem determinantul caracteristic, sau câți ori fi ei, și vedem dacă toți sunt nuli, sistemul este compatibil. Dacă nu, nu. Cred că ne oprim aici, după cum te simt după privire. Ai vrut, în mod deosebit, să facem discuția să-l pun parametru. Asta ai avut pe obiectiv. Acolo asimptote și probleme, limitele și tot felul de chestii. Este o zonă largă acolo de discuții. Trebuie să știi limitele fundamentale toate și cum să fac, și cum ajungem artificii de calcul. Da. Da? Apoi voi aveți Darbu, nu? Ai văzut ce frumoasă a fost teorema Darbu, la cine ajută? La rezolvarea ecuațiilor acelora
2 la x în altă. Da, aici 2x plus 2 la x. Deci era ca nici exponențialul, nici polinomiale, numai analizând acolo, fiind continuare, dar bușii. Când în codomeniu se află 0, pentru 0 găsim neapărat un x, cel puțin un x încât să fie imagine. Deci este o chestiune de finețe. De fapt, tot subiectul de anul trecut a avut chestiunea de finețe asta, dacă stăm și analizăm. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Pe mâine seară, cu subiectul de la simulare.